Bună ziua! Astăzi vă prezentăm modul de setare pentru ceasul Casio AE1000W. După cum observați, în acest moment afișajul este pentru ore, minute și dată. Din butonul din partea stângă sus, din butonul acest, practic ținându-se apăsat, se intră modulul de setări. După cum observați, acum secundarul este activ. Din butonul din partea stângă jos se modifică, da? Se trece pe informația pe care noi dorim să o setăm, iar din butonul din dreapta, de sus și de jos, se poate, de exemplu, în acest moment afișarea fusului orar pe care noi dorim să-l avem. Aici este stocul, general Atena. Mai departe aici sunt orele, minutele, afișaj 12-24, anul în care ne aflăm, luna anului și data de 24, astăzi suntem în 27. Tot din butonul de sus, din stânga, se iese din modulul de setare. Din butonul din partea stângă jos, din butonul mod, apăsând, ajungem la modulul de alarmă, apăsează aici alarmă, și din butonul din partea stângă sus, ținând apăsat, intrăm și practic setăm alarma la ora la care vrem să ceasul să sune. Da? Am ieșit din modulul de setări, tot din butonul de acces. Mai departe avem timer, pe care la fel îl setăm, ținând din partea stângă sus. Practic la ce, cât vrem să cronometreze acest produs. În acest moment am și pornit timerul. Tot de aici se și oprește. Vreau să vă arăt și butonul de iluminare, care este din partea dreaptă sus. Acesta este butonul de iluminare al ceasului. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm pe site-ul watchro.ro.